la jumătatea verii, toți pensionarii din țară vor avea pensiile mărite. Este anunțul ministrului muncii, Lia Olguța Vasilescu. De unde va veni acest surplus de bani? Încă nu este clar specificat. Comisia Națională de Prognoză estimează o creștere economică. Estimare pe care se bazează acest ministru din cabinetul Grindeanu. Din luna iulie, punctul de pensie atinge 1000 de lei, în ciuda recomandărilor Fondului Monetar Internațional. Este adevărat. Politicile și temerile FMI-ului nu întotdeauna au fost corecte, dacă e să ne luăm după rezultatele avute în țările emergente, adică state aflate în curs de dezvoltare. Nu se pune problema să amânăm această creștere sau să amânăm legea salarizării unitare. Asta nu înseamnă că noi nu ne uităm cu mai puțin respect către FMI sau către Comisia Europeană sau către alte de instituții internaționale, dar nu putem să nu observăm faptul că toate prognozele în ceea ce privește România în ultimii ani au fost greșite dați nevoie să ne luăm după comisia de prognoză care nu a greșit niciodată până acum. Reacția vine în contextul în care șeful femeii la București a atras atenția asupra deficitului bugetar în creștere și a spus că România este țara din Uniune cu cea mai mare majorare a deficitului bugetar structural. Pentru anul acesta estimăm că, dacă nu se iau alte măsuri în afară de cele incluse deja în buget, deficitul proiectat va fi de 3,7 din PIB în timp ce deficitul este proiectat la 3,7 într-un scenariu în care politicile nu se modifică. Atunci vedem unele probleme care se configurează anul viitor. În ceea ce privește legea salarizării unitare, Lia Olguța Vasilescu a precizat că își propune ca această lege să corecteze o serie de inechități care există acum în sistemul bugetar. Noua lege ar urma să fie gata până la finalul lunii martie, a mai precizat Ministrul Muncii.